Bine v-am regăsit la Magia Zilei. Continuăm periplul nostru prin tot ce înseamnă planetele care vin cu influența asupra oamenilor, chiar dacă se află la milioane de kilometri distanță. Astăzi vom vorbi despre planeta Mercur, planeta comunicării, cum se mai spune. Este o planetă care dă multă polivalență, suplețe, insinuare, transformări, inițiativă, speculație, dar este valabilă și pentru cei care doresc să facă călătorii. Patron al planetei este zeul Hermes sau Mercur, mesagerul zeilor și zeul comerțului, dar și patronul hoților totodată. Guvernează asupra zodiei gemenilor. Procură celor pe care îi influențează multă adaptabilitate, putere de premoniție, sensibilitate, dar și putere de asimilare, intuiție și ingeniozitate. Oferă la fel diplomație, dar și subtilitate. În general, omul influențat de planeta Mercur sau Mercurianul este o fire mai melancolică, are un sistem nervos fragil, este înclinat spre nevroze, paralizii, alucinații, chiar isterie. Mercur protejează răscrucile, drumurile, călătoriile, influențează pe cei din zorile gemeni, fecioară și vărsători. Cam atât despre planeta aceasta, care atunci, știți și voi foarte bine, când e retrogradă, trebuie să avem mare atenție la modul cum comunicăm, ce transmitem și ce cuvinte folosim, pentru că de multe ori pot fi exact un cuțit cu două tăișuri. Rănește și pe cel din fața ta, dar te rănește ulterior și pe tine. Cam atât despre influența planetei Marte. Mercur, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire la o nouă ediție Magia Zilei. Până atunci, gânduri bune!